Taina Indiei Apa cu flori și cadavre De Mircea Iliade La Benares, cetatea sfântă de pe malurile Gangelui, ajunge odată cu răsăritul. Trenul coboară înspre Mogul Sarai și se apropie de pod tocmai când soarele deșteaptă bogăția în aur și sânge a palatelor, grădinilor și templelor. Trenul alunecă lini pe pod. Gangele curge albastru și proaspăt, transfigurat pentru câteva clipe de frăgesimea unei dimineți indiene. Lespes de marmură albă cu în trepte lungi, în fața fiecărui gat până în adâncul fluviului. Scăldat în lumină, Benaresul întreg pare o cetate feerică, neverosimilă și nostalgică. priviți acum, deschideți ochii și încercați să vi-l amintiți pentru mai târziu pentru că gloria lui suprafirească durează atât timp cât trenul lunecă pe pod, atât cât soarele n-a ieșit încă din dune. La gară, Benares își destăinuie același aspect mixt de oraș indian colonizat. Numai că îmbulzeala e aici mult mai înfricoșătoare, iar călătorii cu inevitabila excepție a turiștilor americani sunt cu toții hinduși, de-abia coborât din tren, îmi stăvilește drumul un convoi adunat să primească un sadu, un om sfânt, venit tocmai de la Badri Narayan, de pe culmile Himalaiei, ca să se scalde în apele Gangelui. Credincioșii se înghesuiesc în fața compartimentului și-l așteaptă să coboare, ca să se poată prosterna și culege cu palme praful de pe picioarele sfântului. Din alt compartiment, o femeie bătrână e coborâtă într-un pat de boală. Ghicindu-și sfârșitul apropiat, bolnava a cerut fiilor să o ducă la Benares și, după moarte, să-i arunce oasele și cenușa pe gange. Pentru hinduși, apele Fluviului Sfânt au la Benares inimaginabile virtuți purificatoare. În preziua sărbătorilor, Trenurile și șoselele sunt tixite de convoiuri fantastice, de muribunzi, de leproși, de bătrâni cerșetori, venind să-și încheie ceasul din urmă pe treptele de marmură ale grădinilor sacre. Valurile fluviului spală necontenit treptele albe ce coboară de pe mal până în adânc. Întâlnește aici cea mai multicoloră mulțime a Orientului femei de o fascinantă frumusețe înfășurate în voaluri de mătase, cu părul despletit și picioarele goale, grele de brățări, se scaldă aici în văzul tuturor. Pe malurile fluviului sfânt, orice deosebire se șterge, deosebiri de sex sau de castă, de culoare sau de credință. Aici ajung toți frații și surorile copii ai mamei gange. Înainte de a-și cufunda capul în apă, fiecare pronunță acea invocare glorioasă a fluviului, Ganga Machijai. Câteodată, apele vin mari și rele, piciorul alunecă de pe lespede și trupul e prins de vâltoarea galbenă. Cât ai clipi din ochi, omul dispare luat de valuri. Dacă mai are timp, fericitul murmură mulțumirea din urmă căci moartea la Benares e moartea plăcută zeilor. Pe mal, rudele și prietenii nu îndrăznesc a plânge pe cel chemat de mama Gange. Câte o fetiță se zbate, încearcă a înnota, dar obosește repede și odată în mijlocul fluviului o primesc în dar crocodilii. Pentru sufletul ei izbăvit de suferințele vieții, se zvâlesc noi ghirlande pe apele gangelui, flori roșii cu parfumul umed al templelor sau flori albe de jasmin. Mă scapă din învălmășală câțiva prieteni indieni de la colegiul sanscrit. Îmi urc bagajele într-o tonga, trăsură ciudată cu roțile mai mari decât trupul, iar noi ne îndreptăm pe jos spre inima orașului sfânt. Șoseaua pac ar fi drumul către poarta fermecată. Într-atât de multă lume se zbate și se înghiundește pe ea. Ajung în cartierul hindus, înghesuit între templele și palatele de pe mal și între clădirile străzii principale. Undeva pe această stradă se găsește oficiul poștal și spre el se îndreaptă toți pelerinii de la Benares. Negustorii mă apucă de mână ca să mi arate porumbițe de alamă elefanți de fildeș înșirați pe o ramură de ebonit sau șaluri de mătase cusute în argint. Un om care se dă drept sfânt își împachetează șerpii în coșul de papură, bombănind, poate nemulțumit, de cei câțiva cologan din aramă câștigați. Șerpii se încolăcesc lihniți Circulația se restabilește pentru câteva minute ca să se sugrume iarăși cu câțiva pași mai sus, în fața unei vaci monstruoase cu cinci picioare sau a unui ascet pitic. Câteodată trebuie să urc de lușoare de pietre sau pământ ca să fac loc unor femei care se țin de mână și înaintează cu priviri ascunse. Vizitii de tonga strigă și femeile aleagă înspăimântate stol. Spre seară, priveliștea e și mai bogată. Clopoței, mirodenii, voaluri ca piersica, ghirlande de becuri, facle și lumânări își dezleagă jocul și farmecele pe singura stradă principală a acestui oraș sfânt. Refuz câțiva ciceroni improvizați care se ofereau să mă conducă la templul maimuțelor. Îl cunoșteam din cea dintre vizită la Benares. Vast și izolat templu pe terase și pe acoperișurile căruia se fugăresc un întreg trib de maimuțe. Fiecare e obligat de legea nescrisă a templului să cumpere câțiva punde de al lunei americanei și să le zvârle maimuțelor sfinte care te împresoară cu urete și scângete și îți smulga lunele din palme. De data aceasta mă îndrept de-a dreptul spre templul de aur, aproape de fluviu, ascuns între munți de pietre și cărămizi, bolțile clădirilor vecine. Orice uliță conduce la templul de aur și toate ulițele sunt mocirloase, căci necontenit se întorc credincioșii cu hainele ude după îmbăierea ceremonială. Casele sunt atât de apropiate încât lumina cu greu pătrunde și îmbulzeala ajunge copleșitoare. Din spate te împing cei ce se grăbesc să-și aducă ofrandele la templu, bărbați cu frunțile unse, cu cenușă sau șofran, femei purtând buchete de lotus și coronițe de flori, fecioare cu vase de pământ pe care le vor umple cu apa sfântă a gangelui, copii goi și serioși. Din față te oprește la fiecare pas Convoiul celor ce se întorc de la scăldătoare, cu părul umed și cu veșmintele lor Șaluri și voaluri de mătase întâlnești pe trupul fiecăruia, căci mătasea e pentru indien în cea mai curată urzeală. Înaintez greu lovind necontenit și cerându-ți iertare în bruma de hindustanii pe care o știi. Pretutindeni întâlnești bătrâne sau fecioare cu albi întregi de petale de trandafir de jasmin și coronițe roșii. Ca să te poți apropia de curtea templului de aur, trebuie să cumperi ghirlande și să le oferi preotului împreună cu un ban de argint. Numai așa te va îngădui să privești din curte idolul simbol al lui Shiva, ridicat în piatră și stropit cu roșu, magnific și înspăimântător. Cobor din templu spre gat, spre una din acele terase în anfiteatru cu trepte de piatră pe care ard morții și se scaldă vizitatorii. Scăldatul era întoi și apa ajunsese aici bătută de mâl, grea de petale și coroane se zărește la spate înălțându-se din Babilonul de clădiri, moschea lui Aurangzeb, superbă și elegantă, purtând semilună într-un oraș alcătuit cu totul și cu totul din temple. Și cât de frumoasă și de ispititoare ar fi priveliște aici, cu privirea prinsă cât ține ochiul de toate gaturile și templele urindite în ape, tot nu te poți stăpâni să nu tremuri de scârbă, căci la dreapta și la stânga ta se ard cadavre și este peste putință de înțeles cât de îngrozitoare e mireasma aceea de carne friptă, purtată de vânt prin toate ungherele și pe întreg malul. Poate de aceea sunt hindușii vegetarieni. Mă apropii să asist la ceremonie. Cadavrul e așezat pe o bucată de lemn, înfășurat în cârpe albe, iar în jurul lui copiii, rudele și preoții. Nici unul nu e trist. S-au aranjat în grup pentru că fotograful le face semn să se strângă în jurul mortului. Privesc toți fix, înresemnat, aparatul fotografic și așteaptă. Îndată ce fotograful a sfârșit și se retrage spre zid, oamenii locului iau cadavrul din mijlocul celor care l-au avut până acum și îl proptesc pe o sarcină de lemne. Apoi îl acoperă cu vreascuri, îl presară cu lemne lungi, îi pun pe picioare o buturugă, sub cap o rădăcină uscată și peste tot împing coceni, tăciuni, surcele. Când începe a arde, mortul parcă ar voi să se ridice din mormanul incendiat. Truznește, se mișcă, apoi e înghițit bucată după bucată, sub ochii senini ai celor cărora le-a fost drag. Numai câte o babă, câte o soră sau nevastă mai slabă de înger șterge câteva lacrimi. Ceilalți îl privesc și îl fericesc în gând cât s-a întors soarta și l-a chemat din această vale a plângerii. Câțiva corbi așteaptă posaci în vârf de par ars, dar par că ghicesc ei că nu le va rămâne nimic de ciugulit, căci înainte de a se sfârși incinerarea, ciuclii au cenușa și oasele și chiar brațele și picioarele întregi încă nearse și le azvârl în gange, Printre flori și printre luntri răzlețe, trupurile arse sau trupurile întregi pornesc pe gange în jos. Se vor fi oprind, poate, prin vreun ostrov de nisip sau printr-un or de apă stătută. Și dacă vor fi scăpat de pofta crocodililor, corbii și vulturii îi vor da gata. Căci altă soartă pentru hinduși, Lutul Omului nu merită. Melancolic părăsesc gatul funerar, căci a capătul scărilor de marmură sus s-a adus alt mort. De data aceasta vreun biet sărman. Poate o femeie, căci n-are nici fotograf, nici lemne multe. Va porni jumătate cenușă, jumătate trup pe gance. Urc strada obscură și printre case, printre curți cu ziduri albe, printre temple mărunte, ajung până la marginea de sus a Benaresului, la Asigat. Gangele aici curat și albastru, iar cheiul e o mare de flori. Nici scăldătoare sacră, nici grădină funerară nu e acest a isgat. Dar de aici Benaresul se desfășoară în toată frumusețea lui barbară și obosită. De aici, barcagiul mă duce prin mijlocul fluviului alene. căci e trecut de miezul zilei și din luntre privesc în voie terasele pe care necontenit se scaldă oamenii și necontenit se ard morții. În altă luntre din fața mea, o periche americană în voiaj de nuntă încearcă să fixeze un aparat de cinematografie pe un scaun înalt de zidar. Tocmai se scălda familia unui rajah într-un gat privat și închis din trei părți. Cu cât amurgește, cu cât cheiurile se golesc și circulația pe ulițele templelor se normalizează. În amur coboare de lotu și cenușă răzbate până în centrul orașului. Rădăcesc pe străzi lăturalnice, îndreptându ma gale către colegiul s-a înscrit. În orice casă se află probabil un armoniu și cel puțin o soprană. Numai astfel se explică litania neîntreruptă care se apleacă pe orice fereastră asupra străzii. Dar numai Benaresul ar putea explica farmecul neliniștit pe care îl poartă acele tânguiri monotone și adaciul mohorât al orgei. În acel ceas, o nedefinită împăcare străbate pământul. Din sângeriu, cerul ajunge tot mai albastru, tot mai întunecat și mai rece. E ceasul vizitelor, al întâlnirilor cu prietenii și e ceasul iubit de femei, pentru că atunci îmbracă cele mai scumpe sarii, își parfumează părul culei de scorțișoară, desfelesc boboci de lotus și ies pe terase. Când se înnoptează bine, viața teraselor se stinge. Pe de cât dezvăpăiată și congestionată e ziua, pe atât de sobră e noaptea. Și senzația nu e cea a unui oraș adormit, ci a unei imense comunități care șoptește în taină, care vechează sau se roagă. E un sentiment neîncercat, spectacolul cetății care tace o clipă cu gândul la soarele care va răsări a doua zi și apoi a doarme. Brisa se întărește. Aceeași taină a nopții orientale, născându-se ca orice taină în fiecare noapte.